Rețeaua EURES România pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă peste 2000 de joburi în Uniunea Europeană. Cele mai multe oportunități de angajare sunt în agricultură. Numai în Spania sunt disponibile 800 de locuri în agricultură. Persoanele interesate trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani pentru recoltarea căpșunilor pentru campania 2017. Nu se solicită experiență. 1449 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Spania, vorbim despre 801 locuri de muncă, 800 dintre acestea fiind în domeniul agricol la cules de căpșuni pentru campania 2017 și un loc de masări. O ofertă bogată vine și din Norvegia, unde sunt disponibile 131 de locuri de muncă în domeniul construcțiilor pentru instalator, zugrav sau dulgher. Germania oferă de asemenea 119 locuri de muncă într-o gamă variată de meserii. Multe dintre acestea sunt în domeniul hotelier gastronomic, vorbim despre meserii cum sunt bucătar, ospătar, barman, recepționer, hotel, în domeniul IT, dar și în construcții. De asemenea, Marea Britanie oferă 103 locuri de muncă pentru asistenți medicali și îngrijitori persoane la domiciliu. Cele mai puține locuri de muncă sunt oferite în Malta, 4 locuri, în Belgia și Franța câte 3 locuri și în Austria un loc. Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare și detalii despre oferte de la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj sau pot accesa portalul EURES România www.eures.aneofm.ro. Pe acest site pot vizualiza toate ofertele de locuri de muncă din spațiul Uniunii Europene, precum și detalii despre fiecare ofertă în parte.